Zi! Bună, dragi prieteni! Da. Am plecat până la piață. E zi de târg astăzi, de târguială. Ce găsim să punem în plasă? Trebuie. Ca să avem pregătit pentru mai încolo. Da. Ce-i asta? Aia. Mamă, mare fată s-a făcut. E blondă. Acum a venit la apă. Revenim după ce luăm apa. Cobor Eva aici, să da bidoanele. Hai treci. Mai e ceva? Poate, la apă. Ia tot orașul apă de aici, tot orașul. Da? Vin și din comuna de aici, mai aproape la apa asta. Da. Ia și mie apă în sticla asta. Vin, opresc cu mașinile să iau. Ia și mie apă în sticla asta, că am nevoie să beau. Ia și nouă apă în sticla. Nu îl mai punem în apă, el abia beau. Asta stă aici, așa. Și nu treci tu aici cu mine. Trec, dar ce crezi, că nu-i tot mașină. Să vorbim la vlog. Da. Trec. Uite-mă că trec, hai. Să fac aici, să vorbesc cu alea, uite că îl vei apă. Să bea asta ca să slăbească. Da? Da, să slăbească ea. Da. Măta. Mama. Mama ta e la cură de slăbire. Da? A slăbit mult. Și unde te duci tu acum? Acum mă duc la farmacie. Și am niște pastile pentru pui, că mi-a murit pui și mi s-a dus banii a zâda. Pentru pui ai farmacie? Pentru pui mi-a murit pui. Da? Da. Păi bravo. A luat microbul de la vecina mea de lângă mine. Mi-a murit și mie pui mie, care a băgat atâția bănișori în ei. O să trăiesc eu cu moșul? Mi s-a dus banii degeaba. Când era să le tai, mi-a murit pui. Acum mă duc un nou pe colț. Pă nu e pentru pui de la farmacie din ea. Hai că iau și de acolo. Să vezi de aici, de unde? Nu mai și de acolo, că tot farmacie. De unde îmi spui tu, dar... Oricum eu opresc și la super bine, nu-i problemă. Și acolo, gata, hai. Opresc aici, la Superbet. Dar unde? Nu intrai cu alea. Unde mai e? Aici e Superbet. Da? Păi dacă eu nu bag banii la Superbet, de unde mâică să știu? Leu! De unde mă cam ar pe mine gândaci să mă mănâncă? Hai, revenim! Hai, dragi prieteni, am revenit. Sunteți la ordine, la toți copii, da? Mai lasă-le acolo, că mai vin și ei, păi nu știu să avem. Tu ia-ți de la farmacie ce strigă. Da, stai aici. Grijă, sunt... Revenim după ce vine bunicuța zona. Revenim. Hai cu babi la Mă duc și-o apucă, nu sunt până dung. Na ce? Hai mi stiu ca dau un campule. Am venit, bebiță. Am luat. Am dat 20 de lei și luai pe ăștia să dau la pui. Că-mi pare rău de pui mei, că am băgat atâția bani în ei. Să le dau ăștia.
în apă să le bag câte o pastilă pe gât. Acum mergem la piață să luăm ce ne trebuie. Da? Da. Tu unde fusești de dimineață? Că te căutai prin toate camerile. Am fost să fac retur la trotinetă că nu mai merge. Ai făcut? Am făcut. Cred că mâine vine cazul domnul după ea. Bravo, mami, bravo. Așa, mami. Ce mai trebuie să-ți mai aduc? Dai pe asta. Bicicletă electrică. Ha? Bicicletă electrică. Bicicletă? Lasă încet, lasă încet, încet. Nu te grăbi. Bidonul va ajut. Revenim. Deci... Păi zi ceva la dragi prieteni. Lasă încet, lasă încet. Pe unde ne ducem tot aglomerați în drumurile astea? De ce mai ca nu vede lumea că mergem și noi pe drum? Să ne lasă în pace. Păi vede, dar ce au oamenii cu tine? Ne vede și pe noi aici la o filmare. Și ei vin cu mașinile pe noi. Da? Da. Da, și încet, dorguța, încet. Da. Ce? Ce piață, ia uite. Ia uite și tu. Ia uite, gaborițe, ia uite, de toate. Să vezi că ne găsește femeia ta, aia, Olga, a? Lasă, a? Hai că cobor. Ce anume? Și am revenit. Aia e lubeniță galbenă? Păi vorbește românește, ce faci? Ce vine să întreb asta, dacă ia roșii de ale bune. Ia zis, 2,5 kg. Destul, ce mâncăm astăzi? Ce mâncăm mâine, mai cumpărăm? Căptechile. Te uiți pe lei? Nu. Ai uite arde eu ăsta. Așa spune toată lumea, așa că îmi pun în salată nu-i câte roșii. Păi eu ce spune, iau un... Cât dai la leu? 3 la leu. Am lăsit-o pe mamă. Am eu un leu. Lasă că am eu, nu mai dau tu banii tăi. Lasă, aleg mai... Iute, pentru că stai stricat. Bă, cu frumoasă, ia. Ce la curul, că n-ai furul. Nu
Reveni. Micale într-una. Păi nu mai vorbește țigănește. Nu se ceapă. Cum dai șapa, mândro? Șapa e și 3 lei. 3 lei? Păi prin toate părțile văd cu 2 lei, jumătate, 3 lei. 3,50 mai e. Bă, femeie, nu te mint, n-am niciun rost. Ce vă să-i să mai rămâne? Mai am o fată cu la logoană? Mi-am luat și un caisă. Băgai castraveți, băgai roșii, toate alea. Da? Ca să mănânci tu, bebe. Revenim. Uite, roșu grute. De aici, când eram mic, veneam la apă și buiam. Se desfăcea pe aici. Că uitați, am închis-o. Atâta apă mergea, spălam roșiile, mierele. Aici este unde pun, cum se cheamă, aia, brânza aici. Aici se pune brânza. Dar nu mai este. Revenim cu zona. E bună, dragi prieteni, am revenit la niște gogoși, la niște iazme de pâine. Pe ziua de astăzi, că nu mai vrem să mai mâncăm pâine, că să usucă și să fărâm. Mâncăm ceva. Păgăm la fructor, vedem rezultatul. Mamă, să facem mai mare, mai mare. Asta e mai mică. Probă. Mai mare. Probă! Uite, am făcut o ciorbă aici. Facem niște gogoși, asare facem noi, mari. O ciorbă de oasă așa, fumată. Coasta fumată. Am cumpărat-o, adică nu mai avem noi din porcii noștri. Așa, uite, să facem o ciorbă cu alea ca lume. Să mâncăm toată familie. Ia-i capul, sus, capul, să se bate. Puneți și mă mâncăm. Am încă o fărcurie ta. Mâncăm gogoș cu dulceață. Așa. Uite ce dulceață am făcut, dar să știi că e bună. Să știi că e bună.
bună brățelina. E aia care ați făcut-o din vișine, din pom? Da. Pe bun. Vezi că l-am făcut mai multe. Am zis, du-te, brățărină, și urcă-te în pomul al nostru. Să vă fac acolo ce trebuie. De ce nu chemați copiii să mănânce? Păi când o fi gata. Păi nu, să mănâncă pogoașe de asta, cază cu... Lasă că mai mănâncă, de sară copiii. Lasă-mi așa mai mult chelacul. Dar chem și pe bunicul să mănânce. Bunicul e în pat. Dacă aș fi cât de cald în bucătărie. Auzi, mai sub țârfăle, bogoșul. Aha, i-am făcut-o mai... mai groasă, groasă faci groasă, mai... ca icoana, icoana le faci așa groasă. Fac acum mai îngust am făcut așa. Icoana, să mă vezi că tu faci bogoșurile astea groase așa. Mie nu-mi place așa groase. Icoana de sărbători când faci o gogoașă... Du-te mai aproape lângă ea, mai. Na, că se vede și de la și depărtare. Ei și... capul așa, vezi? Așa trebuie filmat. Da. Mai sus puțin. Așa. Icoana când face gogoșul, și arată și în cratiță gogoașa, în cratița noastră. Da, în cratița gogoașului, uite-te. Gogoș mare, mănânci o jumate și te saturi. Uite, na, hai Olga, pune. Am jumătate de mâini. Zi, trage-o din mâini, că făina asta se adună. Iar, fată! Devine prea tare. De pe miză mai mică. Mama, ce am mâini. Ia-s. Mai mesec și colea în om. Ia, dă și în ciorbă, că vreau să... În ciorbă, colea. Mama, mă spune că vreau să fac. Dar tu n-ai pus macaronele? Nu știu. Păi cum le pui? Păi să mă uit la cartofi, că nu am putut să mă uit că... Să dai că să făcură cartofii. Nu știu că bag eu. Să bag o pungă ca să ne sătură. Nu bagi tu multe, că după aceea ce facem? Dar crezi nu, fată, că bag o pungă. Unde să băgăm o pungă? Dar nu știu că mai glumesc și eu. Nu mai mănâncă copii, că zice că nu e ciorbă mai subțire, că face... Mama, morde-o macaronele astea, uite. Brățărina, drept! Ești într-o parte. Păi cum să mă... Așa e drept, așa. Păi nu... Atâta să nu pot. Punem două de macaroane. Și punem verde. Să amestec așa, bine. Așa. Acum să învăr la gogoașă. Hai să mai facă. Mie îmi place să romenez gogoșile bine așa. Faine, frumoase așa. Cum îi place lui Denisa. Lui Denisa îi place mult gogoșile. Parmezanul. Mă duc să-l timp pe bunul și să mănânc gogoasă. Denisa, tu ce mănânci la ora asta, mami? Eu te mănânc gogoș. Și cu dulceață. Mă, dar nebună așa asta. Nu vreau să facă ciorbă, să mănâncă copiii odată la masă. Că mănâncă și ei gogoș. Păi mănâncă, doar nu le mănâncă toate. Să o fac eu pe asta, pe... până plec pe ea. Și asta unde-i făcut, Doamne? Aici ce, ulei? Fată, cred că asta nu-i gogoașă. Și e ce? Pâine. Aia a făcut să mai facem o pâinică, să punem în cuptor amare. Nu
Pâinică, și care gogoș ai făcut? O pâinică. Ha? Păi care gogoș? 3, 4, 5, că n-am făcut multă făină, că... Cât o să fac? Că mâine nu o să mai mănâncă, că... Să fac... E sâmbătoarea, să mai mâncăm gogoș. Să fac așa, să întăresc. Vino încoa, bunicule, să-ți dau să mănânci. Da. Vino încoa. Și să vezi ce-i crește diabetul bunicului. Nu lasă să-i crește. Deci au... Pune-i puțin, puțin. Puțin? Destul, destul. Prea mult ai pus. Păi lasă să mănâncă și el. Borcanul ăsta l-am făcut, ăsta l-ai desfăcut, că nu e bun. Nu eu dau pe toate, îi rămâne și lui Brățălin o parte. Fă-mă pune și tău cu tot. Cai-te, Megru. Vrei să nu se ardă. Ce se ardă? Ciorba. Se arde ciorba. Nu. Lasă că nu s-ar de ciorba, uite. Eu nu vrea? Nu știu. Nu vrea să mănâncă cu dulceața. Nu vrea, nu vrea, lasă că mai mănâncă mâine. Bebe nu e acasă, dar îi păstrăm și lui una. Cu de-aia ai simț până la maxim, inodora la maxim. Ioane, nu-ți place? Ba, de bună. Păi și de ce ai mâncat? Lasă-mi mâncă. Eu nu pot să mănâncă pe asta, mănâncă pe asta. Să lăs dulceața unde am făcut-o. Și dacă vrei și cu mere de albino. Mănâncă pe asta. Lasă-mi mănâncă pe aia, pe ce să răcească. Nici afară, nici! Cred că. A? Cred că. A. Dacă eu stă numai acasă și eu îl chem să mănâncă, nici. Bă, vine, mai stă în oră, ia uite. Ia uite. Îi face Ion gros. Ion vrea să-și cumpără un finetic, că nu-i place cu dulceață. Cine? Ion, Ion, Ion. Lasă-l la toamnă. Cum să las copilul la toamnă? Nu mai mănâncă la toamnă, finete. Da. Lasă copiii în pace. Păi pe așa. Lasă că o făcui destul de subțire. Nu mă mai corecta. Să mă fac ea pe mine de râs, să nu știu. Înțeleg că nu te fac de râs. Păi deci m-am topit aici, în bucătărie. Din aia nu gătesc eu. Dă-i, mai dă-i aragazul ăsta afară, colo. Din aia nu gătesc eu. Vine să-mi tămăria, să facem toate pregătirile afară. De-aia să mă uit la macaroni. Cred că s-au format. Ia vezi. Ia! A, pe formă cartofii, Brățărină. Păi dacă eu spun să-i... Cum ziceam, l-am zis la trotinetă. Desfă-ți ăștia șurupurile, că nu, 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 nu! Și are mai rămâne să-i facem o pâine în moșu. Că moșul o nu mănâncă ce mâncăm noi, care are diabet. Gata, dragi prieteni, ne-am revenit. Uite ce ciorbă. Nu mai vrea pomenul. Ce ciorbiță. Ce aici. O ciorbă, uite. Bebiță aici. Uite așa, uite așa. Asta e al meu. Da. Trage, care e mai mare farfuria, trage înaintea ta, mănâncă. Lasă-l bunicuță să mănâncă, că e... Că e... e flământ. Ce-a mâncat tata, nimica? Dacă voi nări de azi dimineață, umblă și-ncolo și-ncolo. Dă-ți tu la dulceață pe gogoș. Așa le place la toată lumea. Hai, revenim. Revenim.